simptome în prima lună de sarcină sunt următoarele. Noi, specialiștii, le clasificăm prezumtive și probabile. Cel mai important simptom care o pune pe femeie în gardă este reținerea menstruației. 3, 4, 5 zile. Respectiv, fiecare femeie are posibilitatea să efectueze un test de sarcină. Cel mai bine ar fi efectuarea testului matinal, adică dimineața. În caz dacă testul de sarcină este pozitiv, atunci este nevoie să se adreseze la un medic specialist pentru a primi o consultație sau poate pentru a efectua un examen cu ultrasun. Simptomele prezumtive sunt următoarele. Mastalgii sau dureri în sâni, respectiv greața, mai ales dimineața. La unele femei este specifică voma matinală. Schimbarea dispoziției. Unele femei adică au o dispoziție mult mai bună, altele din contră sunt mai pesimiste, au niște gânduri mai negative. Respectiv oboseala, fatigabilitatea, cefaleele de dimineață, apar niște gusturi mai specifice, adică fiecare femeie în prima lună de sarcină mi se pare că vrea să mănânce ceva mai deosebit, ceea ce nu folosea în alimentația anterior sarcinii. Cel mai veridic și cel mai corect este dacă femeia ar face un examen ultrasonografic. Atunci putem vizualiza prezența sacului gestațional în uter, în cazuri excepționale, adică în afara uterului, când avem de-a face cu o sarcină extrauterină. În prima lună de sarcină, adică la terminul de 4-5 săptămâni, vizualizăm foarte bine sacul gestațional și prezența embrionului în interior. La aparatele clasă expert putem vizualiza chiar și primele bătăi ale inimii la femeie. Apariția eliminărilor sanguinolente sau maronii din căile genitale în prima lună de viață, fiecare femeie trebuie să atenționeze acest lucru și să adreseze la medic, deoarece poate exista un risc de pierdere a sarcinii, poate fi un hematom retroovular sau retrocoreal care poate pune în pericol dezvoltarea sarcinii ulterioare sau chiar un avort incipient. De aceea este nevoie urgent să se adreseze la un medic specialist. Dacă femeia nu a programat o sarcină și nu a administrat anterior acid folic sau alte minerale, vitamine, este nevoie, din momentul când s-a confirmat prezența sarcinii, să înceapă administrarea acidului folic. La fel merge vorba despre profilaxie maladiilor sistemului nervos central, adică a creierului și a mădului spinării la fel. În momentul când ai aflat că ești însărcinată, este nevoie să te conduci de anumite principii. Dacă până la moment nu ai avut o alimentație echilibrată, atunci este nevoie să introduci în alimentație carnea, în primul rând, peștele, zarzavaturile, legumele, fructele, tot ceea ce este bogat în acid folic, antioxidanți, fier și multe, multe alte minerale, vitamine. Al doilea moment, să renunți la vopsirea părului și unghiilor. Sunt substanțe toxice care pot influența negativ asupra dezvoltării ulterioare a embrionului și a fetului. Al treilea moment foarte important este practicarea sportului. Dacă nu avem nicio contraindicație la practicarea sportului în primul semestru pe sarcină, atunci sunt binevenite exercițiile fizice, dar dacă avem de-a face cu o iminență de avort spontan, atunci sunt contraindicate. De asemenea, este nevoie de renunțat la consumul de alcool și fumat. Dacă anterior femeia a fumat, atunci este necesar abandonarea fumatului treptată, adică nu brusc, în dinamică, pur și simplu se micșorează doza de nicotină sau folosirea unui număr limitat de țigări în zi, până la abandonarea totală a fumatului.